copii, bună seara și din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului, iepurele și broaștele. Într-o zi însorită, un iepure stătea lungit în fân. Se săturase de viața lui de iepure, mereu cu frica în sân, mereu cu urechile ciulite. Noi suntem cele mai nedreptățite animale, cugeta urecheatul. Nu putem să ronțăim liniștiți morcovi, căci orice adiere de vânt, orice zgomot ne pune pe fugă. Iar de dormit, dormim iepurește, cu ochii intradeschiși și urechile la pândă. Așa gândea urecheatul nostru când auzi în apropiere un zgomot ca de pași. Fricosul o luă la goană ca din pușcă și când trecu pe lângă iazul din apropiere, toate broaștele de pe mal săriră în apă. Iepurile rămase mirat pe loc, se oglindi în apă și zise: de ce altora le este frică de mine? Nu sunt eu cel mai fricos animal de pe pământ. Până la urmă, nu e chiar așa de rău să fii iepure. Și cum mergea urecheatul așa, mai relaxat, deodată vede o vulpe care umbla bezmetică prin pădure în căutare de hrană. După ce colindă în lung și în lat, norocul îi surâse spre seară când găsi în scorbura unui copac un coș cu provizii de mâncare. Probabil, haiducii care se ascundeau în pădure au plecat în grabă și au uitat coșul acolo. Vulpea se uită în stânga, se uită în dreapta, apoi intră în scorbură și se puse pe ospătat. Coșul era plin cu brânză, carne și pâine. Roșcata mâncă pe săturate, dar nu se îndură să plece de teamă să nu-i fure altă legioană bucatele rămase. Așa că rămase câteva zile în scorbură, dormind și mâncând până ce coșul cu bunătăți se goli. Dar când a vrut să iasă din scorbură, ce credeți că a pățit? A rămas înțepenită jumătate afară, jumătate înăuntru, atât de grase se făcuse vulpea. Toate animalele care treceau pe acolo se prăpădeau de râs la vederea ei, încât din roșcată vulpea a devenit vișinie de rușine. Lacomei nu i-a rămas altceva de făcut decât să aștepte până va slăbi la loc. Iepurile râdea și el de vulpe de se prăpădea, când deodată un câine lățos și jucăuș a prins iepurile, dar nu știa ce să facă cu el. Acum îl mușca și iepurile o lua la fugă, apoi îl prindea și îl lingea pe urechi și pe bot. Săracul iepure nu mai știa ce să creadă și era deja amețit de această joacă. Câinele însă nu dădea semne că s-ar opri. No, acum râia, acum țopăia și dădea din coadă. În cele din urmă, iepurile își învinse frica și spuse răspicat: ascultă, javră, hotărăște-te ce vrei să faci cu mine, căci eu nu știu dacă trebuie să fug sau pot să stau să mă joc cu tine. Te rog să-mi spui. Noapte bună, copii!